Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune Oameni și Fapte. Emisiunea aceasta o puteți urmări sâmbătă de la ora 21, marți de la ora 16 și vineri de la ora 22. O pot urmări locuitorii din județul Satu Mare, din Maramureș, din Sălaj, din Cluj, din Bistrița, Năsăud. Mai ales, sigur, trebuie să amintesc că această emisiune este preluată de televiziunea italiană Casa Mia, care este transmisă pentru românii plecați în Italia, atât de mulți la număr. Sigur, emisiunea aceasta a devenit mai atractivă prin faptul că dezbate o serie de probleme legate de oamenii valoroși din județ. Am revenit la o localitate, într-o localitate dragă sufletului meu, din mai multe motive. Am revenit la Terebești, o comună care nu trebuie uitată deloc și vom vedea pe parcurs anumite probleme care o să ne dea posibilitatea să vedem frământările din această localitate. Am revenit pentru doamna primar a Vorniciței, Mariana, și vă mulțumesc, doamnă primar, că ne primiți, vă mulțumesc că vă faceți timp de noi. Vă mulțumesc pentru că vă iau din timpul dumneavoastră știind că aveți atâtea probleme de făcut. Am discutat înainte de emisiune și am văzut că agenda dumneavoastră de lucru este destul de încărcată față de alții care stau comozi. Și noi vă mulțumim că ați venit și nu ne-ați uitat. În primul rând vreau să vă spun bună ziua și bine ați revenit la noi în comună. Mulțumesc! Într-adevăr, acum este și început de an. Avem și o perioadă destul de aglomerată cu depunerea de noi proiecte cu ce are nevoie comuna noastră și de aia suntem așa de... Am să motivez de ce am venit în mod special la dumneavoastră. În emisiunile cu o serie de personalități le-am pus o întrebare. Dacă dumnealor consideră că implicarea femeilor în politică este de bun augur. Și să știți că mi-au răspuns de sus și până jos că da. Și eu mă bucur că în județul nostru avem trei primărițe. Sunteți dumneavoastră, doamna Sobius de la Tarna Mare și doamna primăriță din Negrești. Dumneavoastră aveți o arie de activitate puțin mai deosebită, vă întindeți pe patru localități, dar fiecare localitate cu probleme. Am făcut nu de mult, cu o oră în urmă, emisiune cu directoarea școlii. Vreau să încep cu școala, pentru că voi aborda cu dumneavoastră discuții legate de școală, de religie, de biserică și de primărie, bineînțeles. Și o să vă iert, să vă rog să mă iertați dacă vă pun întrebări de toate felurile. Doamna primar, am văzut că de o bucată bună de timp se tot lucrează la școală. Copiii de pe raza comunei dumneavoastră sunt împrăștiați, mai ales, eu spun, nu cei din Terebești și din Aliza trebuie să meargă la școală în două localități cu transportul. Făceam o socoteală cât de mult costă transportul și câtă responsabilitate aveți pentru acești copii. Cum vă descurcați totuși? Ne descurcăm destul de greu. Nu pot să spun că este foarte ușor. Având în vedere că cele două școli, deci nu pot să spun că corespund din toate punctele de vedere pentru a ține orele cu copiii, dar nu avem ce să facem. Școala noastră din Terebești, de la Centrul de Comună, din 2008 au început lucrările la reabilitare și supraetajare. În momentul respectiv s-au făcut lucrări, nu știu programul, că nu mai... Asta erau prin fonduri guvernamentale, prin inspectoratul școlar, școală. Din păcate, banii nu au mai sosit, lucrările s-au sestat din lipsă de fonduri și acum sperăm să reluăm anul acesta lucrările. Din câte promisiuni am, Ministerul Dezvoltării va aloca sume pentru continuarea lucrărilor. Noi am și făcut demersurile pentru
școală, actualizăm toate costurile care vor urma și, din câte am înțeles și de la domnul vicepreședinte Mircea Govor, vor începe de anul acesta lucrările la școală. Sperăm de la toamnă să putem intra în școală nouă. Am vorbit cu doamna directoare a școlii, cu doamna Bota, și să știți că speranța și încrederea și a mea este în domnul Mircea Govor. Să știți că e apropiat de treburile acestea. Dacă se apucă de un lucru, îl duce până la capăt. Țineți-vă puțin de el, pentru că are multe probleme, dar nu poate neglija situația de aici. Copiii fac navetă destul de mare și oricum ăia mici merg la școală după masa. Da, vă dați seama, un copil obosește nefăcând nimic până la ora 12 și este greu. Eu cred că dumneavoastră, așa cum vă cunosc, veți reuși să impulsionați pe cei care trebuie să aducă bani pentru școală. Sper că am și reușit, că din 2012 pentru una când școală. Deci am vrea să se termine, deci ar fi alte al condiții. Al șaselea an, este al șaselea an de da, când se din 2008, 2014, 6 ani puteau să construiască categorii. Un cartier. Doamna primar, reușiți să faceți câte ceva pentru fiecare localitate, că aveți 4 localități. Aveți Terebeștiu, Aliza, aveți Gelu și aveți Pișcar. Încercăm să facem. Deci din fondurile, deci din veniturile noastre proprii, nu putem să facem mare lucru. Dar am depus proiecte pentru investiții. Prin Ministerul Dezvoltării avem prin măsura 322, care un pic este cam întârziată pentru că contractul a fost semnat în 2012 și cu asta întâmpinăm niște greutăți, dar sperăm să-l putem duce până la capăt. Am depus pentru reabilitare cămin cultural din Pișcari, acolo suntem deja pe listă, suntem eligibili, sperăm să ne cheme pentru semnat contractul. Școala, din câte am înțeles, anul ăsta o să se termine, așa am primit promisiuni de la domnul Govor. Dacă vi-a promis, să știți că se termină. Am mai depus un proiect pentru canalizare, pentru că am înțeles că se vor finanța foarte multe proiecte pentru canalizare, apă canalizare. Am depus pentru comuna Terebești, extindere apă la, în satul Aliza, pentru că sunt puțini oameni, dar și au nevoie, exact cum avem fiecare. Și la Pișcar vrem să facem extinderea de apă anul acesta. Am și pus bani de la bugetul local pentru lucrări. Sperăm să le finalizăm toate. În mare, v-ați făcut bugetul. Da. Ați reușit să acoperiți toate articolele și capitolele de acolo? În mare. În mare am reușit. Acum sperăm. Sunteți cam cea mai serioasă în plata navetei profesorilor. Pentru că am auzit că dumneavoastră faceți lucrul acesta, vă zbateți pentru școală și vedeți, tot revin la școală, pentru că este un lucru foarte, foarte important. Împăcați și părinții, și copiii, și dascălii. Înseamnă foarte mult să fie școala terminată. Insist, pentru că cei care ne văd și ne aud acum o să-și dea seama că trebuie făcut un pas mai mare dintr-o dată. Așa este. Cred că în toamnă veți deschide anul școlar în școala nouă. Deci cea mai bucuroasă, cred. Așa va fi. Deci eu sper. Deci sper din tot sufletul să putem să deschidem anul școlar. Din toate promisiunile, din toate, deci ce mai avem de depus, câteva acte, trebuie să mergem cu dosarul la București. Sper săptămâna viitoare să ajung să duc dosarul și să ni se aloce. Doamna primar, vreau să vă întreb, dar mare ați răspuns. Aveți vreun obiectiv în care Consiliul Județean vă poate sprijini direct și clar, nu prin vorbe, prin fapte? Știți cum este și la Consiliul Județean, banii îți drămâiți. Îți drămâiți. Da. Deci
Consiliul Județean încearcă să ne ajute la cofinanțări. Deci unde avem proiecte, deci să ne aloce cofinanțările. Este un proiect la care vă gândiți în direcția asta? Păi este proiectul, deci, de la Căminul din Pișcari, care necesită cofinanțare. Este proiectul pe fondurile europene, care iarăși necesită o cofinanțare. A trecut... Care sper să-l ne ajute aici Consiliul Județean. Altfel noi... Păi tot se laudă, îi văd la televizor, tot se laudă că sprijină, că face. Păi să nu neglijeze Pișcarul, pentru că... Terebeșul, dar e vorba de Căminul din Pișcari. Din Pișcari. Să nu-l negre. Sunt oameni extraordinari acolo, care merită și ei să aibă un loc unde să se adune, să se bucure, că necazuri sunt destule. Doamna primar, ce vă mai spun oamenii din comună? Acum știți cum ai oamenii, nu putem să îi împăcăm pe fiecare. Așa deci, e. Încercăm. Pe fiecare să-i ajutăm cu ce putem. Problema e că este o comună destul de săracă. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar fiind îmbătrânită, deci avem mai mulți pensionari, ne confruntăm, deci avem și foarte mulți romi care sunt situații, nu au locuințe, câteva familii au foarte mulți copii. Și acum chiar mă uitam, înainte să veniți dumneavoastră, pentru un program pentru a ajuta familiile nevoiașe. Sperăm să-l putem accesa până, nu știu, văd că până în 25 februarie e termenul de depunere și să vedem cum putem face și pentru a-i ajuta și pe ei. Cu ce se mai ocupă oamenii din comună? Mare din parte, ce trăiesc? Agricultura... Creșterea animalelor, sunt și persoane care lucrează în satul mare, fac naveta. Dar puțin. Dar puțin, într-adevăr. Nu mai apar ceva firme, oameni mai îndrăzneți pe raza comunei, ca să mai poată și angaja? Mă gândesc că dacă am avea totuși o infrastructură mai bine pusă la punct, ar fi altfel și cerințele de... Ar veni oamenii ar veni, mă înțelegeți, dar deocamdată sperăm... După cum tot domnul Mircea Govor mi-a spus că din primăvară vor începe lucrările la tronsonul ăsta de drum Mădăraș-Tășnat, da. Și atunci sperăm că fiind și să l-am avem auzit, și... L-am auzit vorbind despre asta. Da, având o șosea totuși pe care se poate circula altfel. Doamna primar, aveți regrete? Pentru? Așa, în activitatea dumneavoastră. Regretați vreun lucru? Că nu pot să fac mai mult. Ce frumos! Da. Deci nu pot să fac mai mult. Oricât aș vrea și încerc să drămuiesc banul, nu mi-ajunge la ce aș vrea. Deci câte sunt de făcut, sunt foarte multe de făcut în comună. Și acum, dacă primim, am zis, dacă am primit pentru școală, și sper că asta o să primim, canalizare și stație de epurare, pentru că astea se finanțează, am înțeles, acum prin Ministerul Dezvoltării, totuși aș fi un pic mulțumită. Relațiile lui Mircea Govor cu Ministerul Dezvoltării sunt foarte apropiate. Așa este. Și dacă el vi-a promis că vă ajută în diverse probleme, să știți că o face și se bazează pe colaborarea asta sănătoasă și zdravănă care există cu Ministerul Dezvoltării. Să vă țineți de treaba asta, pentru că acum pe semne și dânsul să ne audă, să ne vadă și avem mare încredere în felul cum se orientează în direcția aceasta. Deci eu oricum vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Govor, pentru că cel puțin pe mine și nu numai pe mine, că pe majoritatea primarilor. Deci întotdeauna ne-a chemat, ne-a explicat, depuneți proiectele astea se finanțează, eu încerc să merg să vă ajut la minister, dacă cu o vorbă bună, ca să intrăm. Și totuși, din câte am înțeles, pentru județul Satu Mare s-au alocat o sumă frumoasă pentru proiecte. Ar fi păcat să nu prindem și noi. Eu acum m-am obișnuit cu obiectivele pe care le aveți dumneavoastră în față, și în domeniul culturii și a sportului și a drumurilor
și cu căminele culturale și cu drumul Aliza. Și dispensarul e problemă. Cu dispensarul chiar. Da. Și aici ar trebui eu. Am văzut că la căminul cultural și biblioteca funcționează, da, deosebit. Și aveți și un centru de informare pus la punct. Da. S-au mișcat multe lucruri aici, în bine, și sincer vă spun, mă bucur când întâlnesc primari care pot arăta că fac lucruri deosebite pentru oameni. De fapt, scopul meu este să scot ceea ce faceți dumneavoastră pentru oameni. De-aia v-am și întrebat, ce vă mai întreabă oamenii? Să știți că dumneavoastră v-ați obișnuit, dar un om simplu, când îl vede pe primar, are ceva să-i spună, indiferent ce, dar are ceva să-i spună. Doamna primar, știți, am fost acolo, am văzut, n-am putea face și noi. Oamenii sunt și inventivi și să știți că sunt atașați dumneavoastră. Așa este. Acum eu ce să vă spun, din păcate tineretul din ziua de astăzi nu e cum eram noi cândva. Deci eu totuși încerc să facem, să ridicăm, să dăm drumul. Deci facem, organizăm și evenimente cum putem, căutăm sponsori. Deci totuși să ridicăm un pic comuna, deci să, și oamenii, deci să facem ce nu a fost până acum la noi în comună. Cimitirile arată bine toate în comună, deci avem trei cimitire frumoase, da, cât putem ajutăm și de la primărie. Și sunt, până la urmă, preoții sunt gospodari, că așa este. Dânșii le administrează. Să aveți încredere în ei. Și mai ales că pe raza comunei dumneavoastră sunt preoți deosebiți. Așa este. Inclusiv cei romano-catolici. Preasfințitul, când a făcut emisiune cu dumnealui la episcopie, spunea că este bucuros că în județul Satu Mare are preoți extraordinar de bine pregătiți profesional. Și asta contează mult. Atrage oamenii, bazați-vă pe ei. Când aveți un lucru, colaborați cu biserica, știe să adune oamenii pentru o serie de lucruri. Nu îi îndepărtați, din contră. Țineți-i aproape. Noi ținem foarte aproape. Pentru că ați ajutat biserica. Foarte mult am ajutat bisericile. Eu, cel puțin, nu numai din partea Consiliului Local, chiar și din partea noastră personală, din partea familiei. 2013 a fost un an rodnic. Pentru? Din comuna. Toate punctele de vedere. Și comuna, ca și celelalte, a avut o recoltă mai bogată și nivelul de trai în perioada asta cred că s-a ridicat puțin. Poate să-și vândă oamenii produsele? Din păcate, foarte puțin mai lucrează oameni deci teren. Fiecare, deci date în arendă aproape toată lumea. Deci și-ți mulțumiți? Dânsii, păi, acum sunt mulțumiți că dacă lucrează dânsii și vă dați seama că nu-și poate permite un... Deci, o persoană dintr-o pensie foarte mică să lucreze un hectar de teren, sunt foarte mari costurile. Deci ar ajunge până la, să zicem, minim 1500 de lei. Și la recoltă nu știu dacă reușește să încaseze 1500 de lei. Și atunci preferă totuși să-l dea în arendă. Totuși este o arendă, nu e așa de mare, dar nici terenurile nu au producție la noi văd în comună foarte... Cunoașteți bine situația oamenilor și mă bucur. Doamna primar, vedeți, suntem și ne lăudăm mereu că suntem o țară frumoasă, bogată și mare. E adevărat, e deosebit. De ce trăim prost? Eu cred că nu știm să ne gospodărim cum trebuie. Cel puțin, asta e părerea mea. Deci și eu am pornit, deci nu pot să zic că am fost și nu am avut, deci... Cel puțin cât eram acasă la mama, era totul super. După ce m-am căsătorit, bineînțeles că au început greutățile. Și am pornit de la nimic. Și totuși am reușit să ne realizăm. Într-adevăr, am și muncit foarte mult. Doamne, credeți că acum se muncește mai mult sau mai puțin ca înainte? Eu zic că se muncește mai mult. Cine vrea să muncească, da. Cine nu. Și totuși trăiesc. Da. Și ajutăm. Văd că vă frământați cu
oamenii nevoiași, dar eu aș spune că vă frământați ca să ajutați niște oameni care, la care nu le place munca. Hai că sunt familii sărace, cu mulți copii și poate numai unul lucrează sau niciunul în familie. Sigur că o duc greu, dar sunt unii, puterea forței lor, da. Și nu lucrează, doamnă, stau liniștiți și da, fumează și stau în creștere. Da, și sunt care nu știu nici să aprecieze munca care o au până la urmă. Dar nici ajutorul pe care îl dați nu-l apreciază. Să știți. Știu, așa este. Și e bine să lămurim cu treburile acestea. Pentru asta ne luptăm și noi. Deci acum știți cum e, cei care sunt cei mai săraci la noi în comună este comunitatea de romi. Și nu știu cum să o integrăm, deci aș vrea să o integrăm cumva, măcar copiii de acum, deci noua generație să fie. Să le facem o educație. Să le facem o educație, dar problema e că sunt o parte care nu vin la școală, nu vor să vină, nici părinții nu-i trimite, ci singurii responsabili totuși sunt părinții. Că eu știu că dacă părintele trimite copilul, trebuie să meargă. Dar... Doamna primar, încep să reapară școlile profesionale. Până acum au fost desființate, acum cu greu încep să reapară. Nu credeți că nu toți elevii, nu toți copiii trebuie să aibă bacalaureat? Oamenii exagerează puțin și dă pe copii la școală, ori sunt capabili, ori nu, ori au bază, ori nu, se duc să ia bacalaureatul și pică, uitați, 50%. 50% n-au ce căuta în liceu. Ei, școlile astea profesionale, și ar fi bine pe teritoriul comunei dumneavoastră să vorbiți cu părinții, să îi îndrepte spre școli profesionale, iar oamenii care au o fermă, care au un pic de o bază, să aducă să facă practica la ei și când termină profesionala, să vină să-i angajeze. Este un lucru extraordinar de important. Și nu neglijați treaba asta. Așa este. Deci eu chiar mă bucur că apar școlile profesionale, pentru că totuși învață o meserie copilul respectiv. Până la urmă, în liceu nu înveți școală, cine învață. În rest, merge și vine. Că nu prea... Nu toată lumea e interesat de carte. Dar... La școala profesională este mai multă practică, din câte știu eu. Bine ar fi să fie mai multă Cel practică. Cel puțin așa era. Da. Înainte. Și așa era bine. Da, acum e o mare și aici cu teorie și ori fermierii aceștia am fost la Tășnad și am făcut cu domnul Buzgău o emisiune și ar fi dorit să școlarizeze el o clasă de elevi pentru cei care lucrează la domeniul agricol. Agricol. Și mecanica agricolă și toate, depune la dispoziție să facă practică, plătește chiar școlarizarea dacă este nevoie a copiilor. Inspectoratul școlar ar trebui să se orienteze și nu să facă numai după nomenclatorul de meserii, ci ce are nevoie comuna respectivă, să-i țină pe oameni acolo aproape. Populația dumneavoastră e în creștere sau în scădere? Deci, de la ultimul recensământ era în creștere. Da. Deci am avut 1647 la penultimul și la ultimul 1724. De atunci sper că deci au mai venit de la oraș copii, la țară. Și la copii în creștere, pentru că da. Am 252 de copii. Așa este. Și vă dați seama că iar revin la școală. E nevoie școlari. De școală. Da. De școlar. Școlari, 252. Școlari. Da. Da. Și vin ăștia mici care urmează grădinița. Da. Ce meserii credeți că sunt bănoase astăzi? Bănoase, bănoase ar însemna de la 1000 de euro în sus salar. Să știți că sunt meserii și dascăle ar trebui să se intereseze mai mult, să vorbească cu copiii, să ambiționeze. Uitați, chimia alimentară. Cine da. Termină chimia alimentară e boier. Păi da. Negociază salarul cum dorește el. Orice mai să firmă. Aibă unde. Uitați, Unicarmu plătește foarte bine oamenii care așa este. Au chimie alimentară. Deci chiar... În domeniul agriculturii, să știți că ea având și dacă statul sprijină puțin agricultura, se face o turnură extraordinară, în sens bun. Așa în sens este. Bun. Deci fiecare.
Deci eu nu zic că salariile sunt foarte mici, că totuși încep undeva, bănești în agricultură, cel puțin în zona noastră, am înțeles de la 1500 de lei sunt zone, au și 2000 de lei salarii în agricultură, dar se lucrează. Se lucrează. Vreau să spun că, deci cu oameni puțin lucrez chiar suprafețe destul de mari de teren, având în vedere că ai și utilajele de care ai nevoie. Când am auzit că lucrează 3000 de hectare și că dă 3000 de litri de lapte pe zi la un icar, o fermă, da. Nu-i jucărie, doamnă, trebuie să te ocupi de treburile alea. Doamna, da. În activitatea dumneavoastră de când sunteți primar, a venit cineva să vă mulțumească pentru ce faceți? Să știți că nu. Nu prea avem oameni care să fie recunoscători, că da, într-adevăr, m-ai ajutat, mi-ai făcut, mai puțin. De ce v-am întrebat-o? Să vă puneți întrebarea asta. Eu vorbesc cu și cunosc primarii din județ bine. Chiar poate mai bine ca șefii. Pentru că vorbesc cu ei altfel și aflu de la ei lucrurile cele mai interesante. Am găsit primari harnici. Dați-mi voie să vă spun că sunteți între ei. Nu întâmplător am venit. Ne vede atâta lume, ne aude atâta lume. O spun deschis. Am văzut că vă preocupă până când și soarta ultimului copil. Am văzut că și copiii de grădiniță știu despre dumneavoastră și vă iubesc. Așa am făcut emisiune. Rar se întâmplă. Ei, oameni din ăștia, nu așteptați dumneavoastră nu știu ce. Dar un cuvânt de mulțumire. Doamne, ai făcut foarte bine, te felicit. Deci avem, știți care sunt? Deci sunt oamenii aia simpli. Oamenii simpli. Deci să știți că e mulțumirea cea mai mare. Deci care știu să mulțumesc. Ceilalți și pentru care ai făcut mai mult, deci destul. Deci eu consider că am făcut și am luptat destul, deci nu recunosc foarte mulți. Doamna primar, asta este. Este un noroc pentru Terebești faptul că Naia Antonescu s-a născut aici. Personalitate, acum nu ne dăm seama. Poate mai târziu o să ne dăm seama ce om complex, ce preocupări în domeniul culturii, a literaturii, a avut acest om. Localnicii știu despre el, mai vorbesc despre el, mai dumneavoastră îi mai duceți aminte, sunt sărbători. Dar biblioteca noastră poartă numele Nae Antonescu. Vă felicit. Și deci acum nu prea am, să zic că am făcut așa multe sărbători, pentru că noi avem o problemă. Ne lipsește asistentul social, postul este vacant și bibliotecarul are cam multe funcții. Încercăm cât de cât să facem activități, dar nu cum am dorit noi, ca să... Deci totuși, prin activități culturale, foarte multe... Insistați școala să facă și despre Nae Antonescu, să știe fiecare copil, să fie o mândrie când pleacă. Deci am început deja și cu școala, deci chiar foarte bine colaborăm și școala am văzut ca un parteneriat cu școala din Craidorolț, deci școala gimnazială Terebești are cu școala din Craidorolț și acum în ianuarie, deci când s-au sărbătorit 164, dacă bine rețin, de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, deci chiar au făcut un concurs, foarte frumos. Și acum sperăm că tot cu școala, deci și împreună cu bibliotecara, ca să facă și cu Nae Antonescu, să facem un atelier, un ceva, ca să totul să nu fie uitat, pentru că au fost un om de valoare al comunei noastre. Bine faceți. Al județului, să știți, al țării. Da. Păi am spus al comunei, pentru că este al nostru. Da. Doamne, ce așteptați de la anul 2014? În primul rând aștept sănătate și să pot să realizez ce mi-am promis pentru anul 2014. Terminarea școlii gimnaziale Terebești, extinderea de apă la Pișcari, renovarea căminului din Pișcari și rețeaua de canalizare măcar. Da, și apă la Liză. Și apoi asfaltul.
Asfaltul, deci și asfaltul, da. Deci asfaltul sper să-l începem tot așa din toamnă. Asfaltul și căminele culturale din Geluș și din Terebești și ele intră la reabilitare și chiar centru de zi avem la Gelu, care îl începem de la zero. Cu tineretul din de pe raza comunei vă întâlniți? Da, ne întâlnim, bineînțeles. Problema lor este că le-ar trebui un teren de sport, mai ales vara, să fac o activitate. Mai joacă un fotbal, mai organizez o... Asta, dar avem o mică problemă cu terenurile. Nu avem spațiul necesar. Este la Gelu, dar și acolo am depus pentru o bază sportivă SF-ul la Ministerul Dezvoltării. Nu știu dacă se va finanța anul ăsta, pentru că nu e gata programul. Nu se știe sigur că ce va fi finanțat. Oricum, pe raza comunei trebuie să faceți și copiii n-au unde să facă educație fizică, fac pe un coridor improvizat. Așa și este. Nu se poate. Copiii ăștia au dreptul să se miște, au dreptul să lucreze organizat. Știți, cu tineretul aș vrea să aveți în vedere că trebuie să le facem o educație la dreptul de a avea un punct de vedere tineretul. Trebuie să le facem educație la dreptul de a avea o opinie, de a dezbate problemele importante ale vieții sociale în orice localitate. Bazați-vă pe tineri și aduceți-i aproape de dumneavoastră. Cu ei câștigați foarte mult. Asta și încerc să fac. Deci am văzut. M-am uitat la bibliotecă data trecută și am găsit acolo oameni lucrând la calculator. Unii chiar scriau scrisori afară, adică aveau internetul la dispoziție. Da. Știu să manevreze. Bibliotecară care se ocupă de ei, în drumă, îi învață. E un lucru extraordinar. Da, știți, n-am găsit la alte bibliotecara, primării. Acum nu știu, deci cel puțin a noastră este, îi place activitatea, îi place să facă, îi place să... Are o dragoste și are o dragoste pentru copii, știe să-i atragă. A fost vreodată în vizită la dumneavoastră un șef din București, pe orice linie? Nu. N-a fost. Nu. Suntem o comună mică și probabil... Nu sunteți o comună mică. Să știți că nu. Și da, și probabil au alte preocupări. Au nu e ușor. Nu știu. Deci a fost, da. Deci domnul Petric... Păi bine, deci deputatul bine, de nostru de nostru. Satul Mare. El e de nostru. Deci el chiar ne vizitează și foarte mulțumim. Bine, deci de fiecare bine. Dată când este invitat. Solicitați-l, doamnă. Deci este, ne onorează cu prezența, chiar ajută bisericile din comună și dânsul. Să știți că mie nu-mi plac șefii ăștia care vin și dau impresia că vin în control. Vin pe dracu în control. Ei așa vorbesc ca și cum el ar fi aur și noi am fi rugină. Sincer să chiar... vă spun, nici de la Satul Mare n-au venit. Păi o să vină acum. O să vină pentru că noi nu îi criticăm, ci îi îndemnăm să fie mai aproape de oameni. Așa cum spunea, eu tot amintesc pe Mircea Govor, că văd că vorbește de concret, de ceva. Cred că orientarea lor deja s-a schimbat în bine și este un lucru deosebit. Însă trebuie solicitați. Simplu, printr-o scrisoare, odată vă întâlniți sau mergeți în audiență pe o anumită problemă și nu veniți până nu se rezolvă problema. Sunteți primar, sunteți ales. Și un om ales are dreptul să spună cuvântul pentru că reprezintă. Și reprezintă oameni la care primarul, dacă face un semn, așa se întâmplă cum spune primarul. Așa este. Deci să fie foarte clar. Acum și dumneavoastră aveți un avantaj. Știți bine totul despre școală, știți despre biserică, colaborați cu școala și biserica, sunteți cea mai puternică. Să fie foarte clar, da. Să înțeleagă lumea treaba asta. Că vine primarul și stă la ușa unui funcționar de trei surcele, că pute locul sub ei acolo, atâția sunt, care nu fac absolut nimic. Nu trebuie mi s-a întâmplat, să știți. Deci, să nu stați la ușa nimănui, doamne. N-am stat niciodată. De fiecare dată, deci oriunde am mers, deci am fost bine primită și la Consiliu și tot așa ni s-au pregătit. Și întotdeauna să vă gândiți că aveți oameni care au dreptul la bucurie și la speranță, cel puțin. E cine este omul care le poate satisface lucrurile acestea? Dumneavoastră. Și reprezentați. Nu mergeți pentru dumneavoastră.
ci mergeți pentru colectivitate. Așa și să înțeleagă cei de sus că ei nu sunt puși acolo pe viață, că nu sunt șuruburi. Ei vremelnică treaba. Ei că sunt acolo să fie lângă oameni. Asta e foarte important, doamna. Așa este e, foarte important. De fapt, toată lumea cere. Ați observat? Mai nou. Așa. Toți cer. Dar nu e important ce îți dă țara, ci ce oferi tu țării. Este foarte important. Și obișnuiți-i pe oameni cu ideea aceasta. Țara ne dă de toate. Ne dă, să știți. Așa. Și când mergi la Consiliul Județean, ceri de două ori, până la urmă tu găsești și îți dă. E important și ce dai tu țării. Pentru că dacă îți dă bani și îi arunci și faci lucruri care nu sunt pentru colectivitate, n-ai făcut absolut nimic. Și știu că faceți lucruri bune. Aveți probleme cu legea asta a retrocederilor? Nu multe. Deci, noi am terminat inventarul la terenuri, pentru că a fost legea 165. Avem validate persoane care trebuie puse în posesie și mai avem câțiva care nu sunt validați, dar nu sunt mulți. Așteptăm să putem da drumul la... Chiar acum am discutat cu topograful și l-am rugat să facă situația, să pună oamenii, să vadă ce este, ce nu este, să pregătească dosarele pentru validare, când începe să terminăm. Doamna, retrocederea începe de aici. Da. Și dacă nu se fac documentele ca lumea, vin în Tarna Mare cehi, au pretenții la 235 de hectare de pădure. Cehi. Dați-vă seama unde am ajuns. Noi nu avem problemele astea de bucurie, să spun. Deci sunt foarte puține persoane au rămas care trebuie, cam 98%, 99% pot să spun, e cam... Eu vă întreb de lucruri care vă frământă pe dumneavoastră și pe noi. Că televiziunea e cea care află. Da. Accizele astea pe combustibil, pe motorină, duce la ridicarea bunăstării oamenilor? Nu neapărat. Acum depinde de fiecare... Dacă e motorina mai scumpă? Păi motorina e mai scumpă cu 60-70 de... Nu, cu 7... Cu 0,7, 0,7 da. Eurocenți, nu? Da, poți... Deci nu mi se pare neapărat. Deci cel puțin... Eu consider așa, că dacă banii vor merge într-adevăr pentru refacerea drumurilor, autostrăzi, nu știu... Deci, mie mi se... Mă gândesc că ar fi mai simplu, da? Dacă drumul ar fi mai bun, consumul meu ar fi mai puțin de motorină la un drum de satul mare. Și atunci nu cred că aș simți ăla 0,7 eurocent. Plus piesele care mi se... Strică la mașină. Deci... Dar pentru agricultură, doamne, este foarte greu, pentru că se bazează pe combustibil și dacă e mai scump combustibilul crește prețul produselor și transportul produselor este mai scump. Și atunci cine suferă? Populația. Populația suferă, dar acum totuși și agricultura, eu bănuiesc că se vor primi subvenții pentru motorină și care să nu afecteze agricultura. Da, până, pe atunci ce-o mărit dacă primi subvenții? Dăm bani acolo și le dăm dincolo. Nu. Subvențiile astea e o păcăleală. Se primește pentru motorină. Pentru agricultură. Da, pentru Dar agricultură. Dar eu spun, prețurile alimentelor, vreți, nu vreți, sunt mai scumpe, că e transportul. Pe fermierul nu știu care sau pe cel care produce pantofi, ăla îi aduce cu un preț mai mult pentru transport. Îl bagă imediat în preț. Și oamenii simt lucrurile acestea. Da, știți cum este. Deci, simt oamenii, dar adevărul e că și comercianții lucrează cu niște adausuri extraordinar de mari. Da. Deci acum te duci, îți cumperi o pereche de cizme cu 500 de lei și te duci la reducere când bagă reducere de nu știu cât la sută și o iei cu 100 de lei. Deci să nu-mi spuneți că lucrează cu... Deci nu de la motorină totuși îi... Știți câte taxe și impozite au românii? Destule. Doamne, nu este o țară foarte să aibă multe. Așa ceva. Suntem fruntași. Știți ce vreau să vă întreb? Într-adevăr, un pic taxele sunt. Dar
Noi suntem mici aici. Am auzit mereu și mă doare oameni vorbind urât despre România, chiar români. Eu că spun, așa e România, asta e țara. Asta suntem noi, doamna, nu țara. Noi. Exact, doamna. Deci suntem noi oamenii, exact. Nu țara. Exact. Deci țara noastră este o țară foarte frumoasă. Așa este. Din păcate, îmi noi place. Nu știm să o ridicăm la nivelul care este. Așa este. Așa este. Vă pun câteva întrebări mai grele. Și vă rog să mă suportați. Ele. Doamna primar, suntem într-un an electoral. Un an dificil, cu alte lucruri mai grele apasă pe noi. Ce ziceți? Președintele țării ar trebui votat de Parlament sau de popor? Aici chiar m-ați blocat. Dacă e președintele țării... Eu zic de popor, totuși, nu de Parlament. Poporul trebuie să-și aleagă până la urmă președintele. El ne reprezintă. Parlamentul... Acum chiar vă întreb pe dumneavoastră. Ați ajuns primar, v-a ales lumea, vă respectă, vă iubește. Dacă nu vă iubea, nu vă dădea așa votul. Așa este. Doamnă, credeți că faptul că dumneavoastră, ca femeie, ați intrat în politică, este un fapt bun? Eu zic că da. Sigur. Că noi, femeile, suntem mai... tipicare un pic, da. Mai insistente, și mai exigente, mai pretențioase. Așa este. Pentru alții nu e bine, dar dacă noi insistăm, bine. Nu facem nimic. Și de-aia zic eu. Doamna totuși... primar, de 7 ani suntem în Uniunea Europeană. Suntem pe ultimul loc ca nivel de trai în Europa. Ce avem de făcut? Suntem noi țara cea mai săracă din Europa? Suntem cea mai... suntem cei mai nepricepuți oameni? Cei mai leneși? De ce oamenii ăștia trăiesc așa când suntem pe ultimul loc ca nivel de trai? De ce? Părerea mea, acum nu trebuie fiecare să mi-o împărtășească, dar eu zic că... Deci noi am avut... în 90 am rămas totuși o țară destul de bine pusă la punct. Sigur. Din păcate, au început, cum bine se știe, privatizările în toate domeniile, fiecare a început să tragă la oala lui, cum se spune în popor. Așa. Deci am început să falimentăm una, să falimentăm alta, în loc să menținem totuși ce am avut. Și n-am mai făcut în locul n-am lor nimic. N-am mai făcut nimic în locul așa lor, este. Deci toate s-au dus de... S-au dus așa. Deci multe fabrici, multe... Pur și simplu le-au falimentat, le-au vândut la fier vechi, utilaje și tot felul de... Deci nu aș... Deci asta e părerea mea. Îmi place cum gândiți și am curajul să merg puțin mai departe. Doamna primar, dacă jumătate din populația României regretă epoca lui Ceaușescu și cealaltă jumătate... nu este dezamăgită de ceea ce se întâmplă astăzi. Ce-i de făcut? Eu zic că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim la copiii noștri. Pentru că să găsim o cale. Să găsim o cale să le creăm un viitor copiilor noștri. Părerea mea este că fiecare ne gândim numai la noi. Mă înțelegeți? Deși nu știu, deci viața asta este așa de scurtă și te duci dincolo, nu duci nimic, totuși ar trebui să lași și pe copilul tău să se lovească de greutăți, să știe ce-s greutățile în viață. Nu îi creăm noi totuși și el nu mai interesează nimic că ce va fi mai departe. Și eu cred că noi suntem cei vinovați de ce se întâmplă în țara asta. Aveți în dumneavoastră un dram, eu spun, bine, bine fixat de patriotism. Așa de dragoste este. De țară și am văzut treaba asta și spuneți-mi un gest de patriotism pe care am putea să-l facem noi, oricând. Noi? Populația. Și dumneavoastră. Că gestul faceți în fiecare zi venind la așa lucru este. Și cu gândirea
de a face bine la oameni, țin la țară. Eu, la... Gestul meu ar fi ca să ne gândim să creăm locurile de muncă, să nu lăsăm oamenii, să nu lăsăm tineretul să plece din țară. Ce frumos! Pentru că avem aici, avem ce lucra, avem ce... am avea posibilități foarte multe, dar ar trebui să le știm gestiona pe fiecare. Și în turism, deci sunt lăsate în paragină foarte multe, deci aproape toate obiectivele turistice care au fost cândva, acum nu prea sunt. Complexe. Și totuși, prima, din turism ar veni o grămadă. S-ar câștiga mult. Dacă numai un pic să ne punem la punct, să avem un pic de simț al organizării turismului în România. Dar turism chiar s-ar putea. Deci o țară... Și ce de instituții de turism iau bani de pomană, doamnă, și nu văd nimic. Nu văd nimic. Iar și celelalte, până la urmă, că doar se mănâncă. Deci nu poți să spui, deci că nu poți să funcționeze fermele astea. Deci avem ferme de porci, ferme de animale, tot felul. Trebuie să importăm noi totul. De ce să nu mâncăm produsele așa noastre? Este. Așa trebuie este. Să mâncăm numai din import, că noi nu ne permitem să mâncăm produse românești. Cred că mai multe lume gândește ca dumneavoastră. Ar trebui totuși și la prețuri. Nu știu. Prea mult se îmbogățesc unii. Da. Prea mult. Am avut întrebări și legate de clasele sociale. Vedeți că noi avem numai două clase sociale, nu mai este cea de mijloc. Sunt aia bogați, putrezi, pe care nu-i controlează nimeni, că cei care ar trebui să-i controleze sunt ca ei, și clasa de mijloc nu mai e masa mare de săraci. Ori noi trebuie să ne orientăm toate preocupările pentru masa asta de săraci. Și îmi place cum gândiți, sunteți aproape de oamenii nevoiași, și să știți, cred că v-au ales bine. N-au greșit oamenii când au făcut alegerea. Să dea Dumnezeu să aibă minte în continuare și să fie alături de dumneavoastră. Doamna primar, sincer vă spun, multe emisiuni am făcut cu primarii, dar îmi place că sunteți foarte deschisă, foarte sinceră și aveți ceva deosebit. Tot timpul vă mână discuția spre oameni, spre locuri de muncă, spre asigurarea condițiilor de învățat, spre... Vă gândiți numai la lucruri din astea, la cămin cultural, la drumuri, la lucruri din astea. Sunteți deosebit de perseverentă și pretențioasă cu dumneavoastră și cred că sunteți și cu alții, că așa trebuie să fiți. Așa ar trebui. Deci aș vrea să aibă toată lumea, deci aș vrea să nu ducă lipsă de nimic, mai ales copiii care, într-adevăr, nu știu că nu este. Lor le trebuie. Știți din care păcate... e trăsătura dumneavoastră de caracter care vă domină? E bunătatea și e bunul simț. Așa cred este. Că ați împrumutat ceva. Soțul este din Moldova? Da. Sunt niște oameni calzi. Și prin vorbire, și prin felul lor de a fi. Și ați împrumutat ceva extraordinar. Aveți o bunătate deosebită. La primar, ți așteaptă lumea să vorbesc cu primarul. Nu. Uitați că am dezbătut o serie de probleme care sunt probleme de viață, de zi cu zi, de trai, de existență, de înțelegere între oameni, de bunăstare. Și sincer vă spun că sunteți omul, o spun aici că ne vede atâta lume, omul potrivit pentru așa ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult. Spuneam în emisiunea făcută cu dumneavoastră că aveți un prieten extraordinar de puternic și a venit și al doilea lângă dumneavoastră. Rămâne televiziunea de Nord-Vest și gazeta care va fi pentru dumneavoastră nu numai o călăuză, va fi un ajutor, pentru că televiziunea e ca un monstru. Te poate ridica și te poate coborâ. Așa este. Noi am venit la dumneavoastră cu gândul bun de a scoate tot ce faceți bun pentru oameni și să mobilizăm pe cei mari să vină alături de noi. Acum sunteți mai puternică. Da, mulțumesc. Doamna primar, doresc, pentru că este început de an, să aveți sănătate în familia dumneavoastră, să aveți
mulți prieteni. Prieteni, da, adevărați. Prieteni adevărați. Că prietenia adevărată, spuneam, că ține cât viața, doamnă. Așa este. Televiziunea asta, care nu e de aici, de colea, va fi un prieten adevărat al dumneavoastră. Și vreau să vă doresc ca succesele să vă însoțească mereu în tot ce faceți, pentru că meritați. Și merită acești oameni pentru care vă zbateți dumneavoastră, doamna primar. Să o știe și șefii și toată lumea că aici, la Terebești, există o primăriță model care se zbate pentru cei care au ales-o și îi iubește, și iubirea asta este reciprocă. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim mult! Sperăm să puteți veni anul viitor și să avem și niște realizări să vă... O să venim în toamnă la inaugurarea școlii. Sperăm, Doamne ajută! Am spus bine? Da, bine. Și iată că unul din obiectivele dumneavoastră vor fi terminate în toamnă, când împreună cu Mircea Govor vom veni la inaugurarea școlii și atunci am să-l felicit în fața camerelor pentru că a făcut un gest extraordinar. Sper din tot sufletul. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Vă mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le dați în urma emisiunii și nu uitați că această emisiune o puteți vedea sâmbătă de la ora 21, marți de la ora 16 și vineri de la ora 22, pe internet accesând www.norvest-tv.ro. Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!